Bună dimineața, ne-am întors. Bună dimineața celor care se trezesc la ore normale, nu la ore de navetiști ca noi, echipa de la Ne-am Trezit. Facem asta cu mare bucurie pentru voi, numai pentru voi. Da, e o bucurie, ce bucurie. De fapt, chiar e o bucurie, pentru că odată la un timp vine cineva în platou, așa invitat la Ne-am Trezit, care ne face să ne simțim bătrâni. De exemplu, Isa, care e aici lângă mine. Bună dimineața. Chiulind de la cursurile pregătitoare pentru școala generală, probabil. Hai să vă zic ceva. De la când e născută civică. Isa, Riana de România este născută pe 31 august 99. Da. Și e atâtica. Eu în 99 deja aveam dreadlocks. Da, dreaduri și mergeam în vamă. Și mergeam în vamă. Bună, Isa. Bună. Asta îmi place foarte tare, că Isa a făcut mai nou un pictorial în care face trecerea de la, nu? O adolescentă la o divă a muzicii și părerea mea despre asta este... E divă, mă! Ea e divă! Cine-i divă? Cine-i divă? Da, e foarte drăguță și a lansat piesa Ard de Dor. Da, împreună cu FCR, adică FCR mi-a făcut piesa. Doamne, ce mică e, bă. Ok. Și fac parte din echipa La Noi Production, Live Artist, și mă bucur foarte tare, mai ales că lucrez cu FCR și Mateu. Bravo! Bravo! Mulțumesc! Bravo! Lucrează cu FCR și Mateu și a fost comparată cu Riana. Ce părere ai de această comparație? Păi, din punct de vedere a muzicii, ea cântă foarte bine. Ce face nu mă privește. Mie îmi place Riana, cum cântă. Da? Așa, nu, cred că așa ai fost comparată cu Riana. La cum de... cântă, da, nu că ai un iubit negru care te bate uneori, îmi închip mici. Tu nu am. Ok, cu atât mai bine. A, se uită mama și nu poți să zici că e un iubit. Da. Eu nu i-ascu nimic mamei. Mai ales că mama Isei este în platou, impresariindu-și, se uită la noi, mama, nu? Nu. No, ok, bine atunci. Poți să spui orice, ești între noi. Imaginează-ți că ești la ce gândesc femeile și că ne povestești despre cum ai ajuns să cânti melodia Ard de Dor și mai ales de dorul cui? Ard de Dor. Bine, Ard de Dor se poate, nu știu, interpreta în orice fel. Poți să arzi de dor față de mamă, de un iubit. Bine, la mine nu e cazul. Eu cânt pentru generația... mea. Generație, nu sunt da. Chiar atât copii de mici. Da. Dar avem ai noi... avut vreodată un iubit? Când era mică, da. Era așa, deci era mică. Acum, slavă Domnului, anii trecând și maturizându-se, povestea cu iubiții a trecut în planul 2 și... Nu, da, am examenul și nu am timp de așa ceva. Ce examen? Carieră. De capacitate, sunt clasa 8-a. Se mai dă capacitatea? Se dă. Păi nu credeam că o să ajung să spun asta vreodată în această emisiune. Mai degrabă impertinentă, dacă stai să te gândești numai la horoscop. Dar baftă la capacitate. Mulțumesc. Cu mare drag. Spune-ne despre ședința foto pe care ai făcut-o și care te propune ca o div. Cum a fost? M-am simțit foarte bine. Nu știu. Mi-a plăcut să... Adică ne-am distrat. Ce a fost cel mai greu? Cel mai greu? Nu știu. Păi, să... Gândește-te că o să fii la oral la română și o să trebuia să scai să ai oarecare... că nu dau bacul. Iertați-mă, copii! Confund examenul între ele, că am dat câteva. Așa. Tu de la ce vârstă ai început să cânti? De mică. Serios? Păi normal că de mică cântam cantul, cât de mică? Că și acum ești mică. La 3 ani. Serios? Da, și cântam în engleză la 3 ani. Serios? Da. Bravo! Snap. Acum înțeleg de ce e Riana. Dar fac canto la școala doamnei Crina Mardare de aproape 4 ani și fac și pian, fac și chitară. Se pregătește și ceva mare. Ia auzi. Doamne ajută! Și o să ne demonstreze în curând, pentru că o să ne arate și o coreografie interesantă pentru piesa Ard de Dor, despre care ar trebui să știți că a adunat într-un videoclip liric peste 100.000 de vizualizări pe YouTube. Da.
Și nu cred că ar fi toate din grupa ta de vârstă, sau? Nu. Nu. Sau de la școală. Ia, tu de acolo și cântă. Ia, tu de acolo.